Ia uitați, fraților. Exact cum v-am spus. Cum cresc palmieri aici. Prin boscheți, prin... Hai, uite, uitați-vă aici. Vedeți? Ia. Altul aici. Pe nu vin eu cu un hârliet să-i scot, să-i pun acasă. O grămadă sunt. Ia. Încă unul aici. Vedeți? Încă unul mai încolo. Sunt o grămadă. Păi, ia. Este foi de dafne. Păi, ce rost are să mă duc să dau bani pe ei, dacă ei cresc prin boscheț. Dar nu zici că i-a plantat cineva asta. O grămadă sunt, ia uite și acolo cât sunt, mulți. Ia uite cât sunt aici. Și mai știu și în altă parte. Uite cum sunt ăștia aici, na, nu. Are rost. Să-i scoate aici. Vedeți? Ăștia i-a plantat cineva aici. Sau tot așa au crescut de un loc și i-a îngrijit. Cineva îi îngrijește, să vede. A, uite asta ce. Cât e de frumoasă aici. Din cauza la uscătura asta, nu crește el cum trebuie. Ia să vedem ce este pe aici. Ia uite, ce loc minunat pentru pescuit. Ba, ce lumea mizerie. E adânc aici. Adânc, adânc. Dar limpede. Da, acum nu o să dă peștele. M-am gândit eu să vin azi să pescuiesc, să fac un vlog, dar nu o să dă, nu. Azi să mă încălzească vremea și o să vin și... Mă duc să-mi iau plută, să-mi iau plumb, să-mi aranjez cum trebuie undița. Dar niște palmieri de ăștia tot îmi iau eu. Nu mă las. Tot îmi iau eu niște palmieri și îmi pun acasă. Să așa de tragi. Cui nu i-ar place să aibă niște palmieri de ăștia în curte? Cui nu i-ar place? Spuneți voi. Ha, vedeți? Puiandru ăsta, puișorul ăsta de aici? Iată. Au rădăcină, nu glumă. Ia uite asta, ce trăgălaș. O grămadă sunt. O grămadă.
Ia uite și pe aici. Auzi, auzi, auzi. Halcă sunt aici. Ia uite, acolo. A, cred că nu sunt așa de scumpi ei, când îi cumperi mici. Dacă iei unul așa, să zicem, de unul micuț, de vreo 20-30 cm, zic că nu dai mai mult de 10 euro, să zic. 20 de euro maxim. Dar, totuși, nu are rost. Nu are rost pentru că e plin de ei pe aici. Uite, este un chinez. Am puțut. Am așa șobolan pe aici. Și aici e locul lui unde vine și pescuiește. Vedeți? Și aici. Și pe aici l-am mai văzut cu pescăști. Aici lângă casa lui, îți dai seama. Aici când pescuiești, nu pescuiești cu unță. Are câte două, trei. E așa de frumos azi. Cald și bine. Arată și acolo un mic, 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 tot. Așa. Vedeți? Nu înțeleg cum ies ei așa de loc. Nu înțeleg. Nu știu, pot să-mi dau seama. Dar nu, nu zici că i-a pus cineva. Nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama cum de ies. Cum de ies așa. Aici la ei cresc palmierii cum crește la noi, salcâni.
cum cresc la noi salcâmii, cum iese din loc, ați văzut cum pe lângă gard, pe lângă... Așa e la ei, ia. Așa e aici, nu peste tot, dai seama. Zona asta e o zonă mai călduroasă. Chiar dacă suntem în nordul Italiei, dar totuși e o zonă mult mai călduroasă față de alte zone de aici, din nordul Italiei. O să închei aici. Iar o să spuneți că, băi, că nu are nicio importanță vlogul tău, că ai postat, nu știu, ceva de iurea, că n-am înțeles nimic. Băi, frate, eu postez și din moment. Nu că mă pregătesc dinainte să fac un vlog. Eu merg așa pe o cărare și deodată îmi vine să filmez ceva, na. Care e problema? Pun ce vreau pe canalul meu de YouTube, nu? Așa că dacă voi vreți să vă uitați, dar totuși, na, nu vreau să vă judec. Voi lăsați comentarii acolo, că-s de bine, că-s de rău. Asta e. Eu nu mă supăr. Deci nu mă supăr. Care vreți să vă uitați, uitați-vă. Care nu, nu e nicio problemă. Nu mă supăr pe voi. Ce casă minunată, vedeți? Așa că Bahama vă pupă și vă iubește, nu? Nu credeți că vă urăsc. Cei care scrieți comentarii mai ciudate, așa să zic. Vă las. Vă pup, doamnește.